În timp ce la nivel național s-a atins un nou record de noi cazuri de infectare, în județul Gorj au fost raportate astăzi mai puține teste pozitive decât în alte zile. 29 de gorjeni au fost depistați ca fiind infectați cu noul coronavirus în ultimele 24 de ore. Din păcate, au mai fost înregistrate și alte două decese. Două femei în vârstă de 60, respectiv 71 de ani, au pierdut lupta cu virusul. Una dintre ele nu prezenta comorbidități cunoscute. De la ultima informare transmisă de Direcția de Sănătate Publică Gorj, au fost înregistrate încă două decese. Este vorba despre o femeie în vârstă de 60 de ani, care prezenta și alte afecțiuni medicale, cum ar fi accident vascular cerebral sechelar, diabet zaharat tip 2 și hipertensiune arterială. Al doilea deces a fost o femeie în vârstă de 71 de ani, care nu avea comorbidități cunoscute. Menționăm că în ultimele 24 de ore, la nivelul județului nostru, au fost înregistrate alte 29 noi cazuri de îmbolnăvire, situația prezentându-se astfel. Avem 27 de teste pozitive de la laboratorul din sistemul public și 2 teste pozitive de la laboratoarele din sistemul privat. 741 de gorjeni se află în carantină la domiciliu. De la începutul crizei epidemiologice, 2542 de teste au fost pozitive din cele 14562 de teste prelevate. 2245 de pacienți au fost declarați vindecați și externați, iar 121 au decedat. În ceea ce privește incidența acumulată a cazurilor la nivel județean în ultimele 14 zile, Gorjul are o poziție foarte bună în clasament, cu puțin peste un caz la 1000 de locuitori. Pe loc fruntaș se află județul Alba, care a atins 3,26 cazuri, urmat de municipiul București cu 3,25. Județul Cluj este pe al treilea loc cu 2,8 la mie, iar Harghita îl ajunge din urmă cu 2,78, urmat de Vâlcea cu 2,49. Cel mai bine stau județele Argeș, Vrancea și Mehedinți, cu rata de infectare între 0,69 și 0,77 la mie. Din fericire, pe lângă cele aproape 5.000 de cazuri de infectare, au fost raportate astăzi și 3.440 de persoane vindecate și externate.